Bună seara și bine ați venit la un nou videoclip de pe canalul meu de YouTube intitulat Mircea Pavalache IT și Tech. În această seară voi aduce în discuție un mouse de la o firmă renumită de periferice care produce mouse și tastaturi, mousepad-uri, boxe, adică speakere, camere web și multe altele, și anume Logitech. Acest mouse este cumpărat de la EMAG. Țin să menționez că acest videoclip nu este sponsorizat de către EMAG. Nu am inițiat nicio colaborare cu firma EMAG.ro. Acest mouse a fost comandat vinerea trecută la 7 seara și am avut plăcerea să comand prin EasyBox, iar a doua zi dimineață am fost anunțat printr-un mesaj de către curier că coletul a ajuns și chiar așa a fost. Prin această cale țin să mulțumesc EMAG.ro pentru că mi-a dat ocazia să am acest mouse minunat. Acest mouse minunat se numește, după cum vedeți, inscripția și pe cutie, Logitech G102. Are 8000 DPI. Se numește Logitech G102 Lightsync. E pe tehnologie RGB. Și acum să descoperim ce avem în cutie. Acesta este mouse-ul. Interfața mouse-ului este cu USB. Se conectează direct la PC. Iar tehnologia acestui mouse este cu fir, dar de el ne vom ocupa în tată. În cutie avem un sticker. Această experiență de unboxing este asemănătoare cu experiența celor de la Apple. Un sticker. Avem prospectul de instrucțiuni și aceste leduri RGB se precizează că mai întâi trebuie să conectăm mouse-ul la un PC și după aia să ne descărcăm aplicația Logitech C-Hub pentru a controla RGB-ul. Și mai avem un pliant de bun venit care scrie "Thank you for choosing to play with Logitech G". Și aici ne arată un monitor, toate produsele lor, camera web, boxe, tastatură, mousepad și mouse. Și acum să trecem la laptop. Iar în ultima parte a videoclipului o să vă arăt și cum funcționează aplicația pe Logitech G-Hub. Deci introducem mouse-ul în laptop. Și ia uitați ce minunăție, LED-urile RGB funcționează. Am uitat să precizez că el e culoarea albastru cu turcoaz. Și acum am mai uitat să precizez că el are 6 butoane programabile, 1 de
forward înainte și unul de back înapoi, unul aici pe cerul care se programează, e DBI-ul în mod general, puteți să programați cum vreți voi, rotița de scroll, iar butonul de dreapta și stânga. Și acum să vă spun câte ceva despre acest mouse. Deci, acest mouse are senzor de 8000 DPI. Sensorul special conceput pentru gaming răspunde precis fiecare mișcări de ale tale. Personalizează setările pentru a ajunge la sensibilitatea pe care ți-o dorești cu software-ul Logitech C-Hub. Iluminare Light Sync RGB adaugă un plus de distracție jocurilor tale cu iluminarea vibrantă Light Sync RGB pe care o poți personaliza alegând din rețele peste 16,8 milioane de culori. Instalează software-ul Logitech Hub ca să alegi dintre culorile și animațiile prestabilite sau să le creezi chiar tu pe ale tale. Design clasic testat de gamer. Te șoci confortabil și deții controlul în orice moment. Designul simplu cu 6 butoane și forma clasică pentru gaming fac din G102 unul dintre cei mai apreciați mouse în comunitatea pasionați. Fiecare buton este personalizat prin intermediul Logitech C-Hub. Butoane mecanice. Butoanele primare sunt mecanice și echipate cu o tehnologie care reduce tensiunea la click pentru mai multă performanță, precizie și reacții extrem de rapide. Acest mouse, după cum vedeți și voi, are pe site-ul EMAC 4,62 de steluțe. Deci e bun, e clasat printre unul dintre cele mai bune mouse-uri. Precizez că acest mouse a fost cumpărat din fonduri proprii și nu e vreo colaborare cu acest brand. Iar acum să vă arăt aplicația Logitech G-Hub. Țin să precizez că mouse-ul se conectează automat la această aplicație prin intermediul portului USB. Acesta este mouse-ul meu, C102 Lysing, dăm click pe el și putem să ne alegem dintre preset-uri. Avem off, fixed, cycle, pruning, color wave, color blend, screen sampler și auto visualizer. Freestyle, unde putem dacă alegem partea mijloc, dreapta, stânga, să ne personalizăm mouse-ul așa cum vrem noi. Adică să-i punem culoare în acest mod. Mouse-ul cam așa luminează. Ia uitați cât de frumos este. Și animation, unde avem diferite animații. Dacă ne ducem aici la assignment, avem butoanele, aceste butoane pe care putem să le
personalizăm cum vrem, să facă ce vrem noi, iar aici la Sensitivity API putem să alegem până la 8000 DPI. Eu l-am setat pe 2600 de DPI și aici putem să ne alegem și report și report rate per second. Și vedeți unde l-am setat eu. Bulinuța albă. Apoi, dacă mergem, ceva foarte interesant. Dacă mergem la site the newest lightning effect, ni se deschid să-l personalizăm așa cum vrem și avem mai multe moduri printre care două le-am reținut și anume color police să luminează RGB-ul mouse-ului în roșu și albastru sau Halloween tema în mov și alb. Uitați, aici sunt pe ruta statul și aici e ce ne interesează pe noi. El Crucotel Armen Gruco. Da. Light Stupid Sky, Color Mood, Cycle, Neon, Pink and Blue, în roz și albastru, Best Animation, moto acesta de care v-am amintit, Halloween, Blueberry, Turquoise, adică Cinder, portocaliu, Classic Polisiren, roșu și albastru, Copia TV, OP, Cyan and Red, alb și roșu, și Red and Blue Cycle. Să se realizeze un cerc roșu cu albastru și dacă dăm și încă nu s-au terminat, dacă dăm pe load more ni se încarcă mai multe chestii. Asta sunt. Și dacă am ajuns până aici, cei care aveți de gând să vă cumpărați tastaturi de la acest brand, să vă spun ce culori poți să personalizați cu tastaturi. Aici introducem keyboards. Puteți să vă alegeți ea de uită. Puteți să vă alegeți turcoas, dacă aveți o tastatură stilul acesta. Turcoas și cu portocaliu, roșu și... Stați că... Puteți să vă personalizați tastatura și mouse-ul după cum vreți voi. Câte periferici aveți în aplicație, atât câte periferici aveți conectate, atâtea o să vă apară în aplicație.
pentru a fi mouse-ul recunoscut de cei de la Logitech, pentru a repara în perioada, acest mouse are garanție 24 de luni, iar eu am procedat în felul următor. Am intrat pe site la Logitech și mi-am înregistrat mouse-ul. Aici, când vă luați și voi acest tip de mouse aici jos, vi se cere serial number-ul acestui mouse. E un cod de bare unde scrie S/N. Și introduceți acest cod, alegeți mouse-ul, modelul mouse-ului, în cazul meu, sau dacă vreunul din comunitatea mea frumoasă de pe YouTube își achiziționează acest mouse, Logitech C102 LightSync, introduceți denumirea acestui mouse și dați click pe modelul ce vă apare. Introduceți data de achiziție și l-ați înregistrat cu succes. Și în încheiere, aș vrea să recomand acest mouse de gaming tuturor împătimiților de shop-uri, de tehnologie și de internet. Și vreau să îi laud pe cei de la Logitech pentru că au creând aceste periferice, în special tastatur și mouse, au făcut o treabă genială. Cam acesta este cutia mouse-ului și aici mouse-ul se potrivește cu cum este reprodus pe cutie, chiar este fenomenal. Deci vă recomand să îl cumpărați. Este un mouse superb și nu veți regreta fiecare bănuț investit în acest mouse merit. Pentru că vă veți bucura de el mult timp, poate peste 5 sau 6 ani. Și mai jos, în acest videoclip, vă pun linkul de unde l-am achiziționat și eu, pentru a îl achiziționa și voi, pentru că poate, cine știe, sunt printre voi doritori care doresc acest mouse și să vă pun poate dori să îl comandați. Cam acesta a fost videoclipul meu din această seară. Fratele vostru Mircea vă pupă și vă iubește, iar eu revin cu alte videoclipuri săptămâna viitoare. La revedere, o zi bună și aveți grijă de dumneavoastră!